Iar, dragile, bine ne-am regăsit la emisiunea Teleșcoala Disciplina Psihologie. Eu sunt profesor Mara Constantinescu la Colegiul Național Ion Luca Caragele din București iar astăzi vom continua demersul nostru de pregătire pentru Baca propunând să discutăm împreună varianta model 2022, subiectul al treilea. Subiectul al treilea este formulat ca un tip de uh, întrebare structurată următorul profil. Din domeniul cognitiv se pune accent pe aplicare, competența evaluată, înseamnă analizarea și exemplificarea proceselor psihice a componentelor personalității precum și a corelațiilor dintre ele, iar conținutul asociat se refere la procese cognitive superioare. Itemul de tip întrebare structurată la subiectul al treilea al probei de psihologie conține mai multe sarcini de lucru, niște subîntrebări, a căror coerență și succesiune derivă dintr-un element comun, și anume un text, Solicită elaborarea răspunsurilor pornind de la acest text, ce are uh, rol de material stimul. Pentru sub întrebările conectate la text, este menționat un punctaj aferent fiecarei cerințe. În ce constă sarcina de lucru? Citim textul, chiar așa este formulat, citiți cu atenție următorul text. Imediat văzu în copil una din cele mai frumoase și mai aristocratice ființe pe care le cunoscuse vreodată. Frumusețea lui era extraordinară. Avea o silvetă fină și puternică, mlădioasă și plină de grație și o atitudine foarte hotărâtă. Ținea capul sus și pășa cu un aer cu adevărat demn. Asemănarea cu tatăl său era cu totul năucitoare. Avea părul blond ca al tatălui, în vreme ce ochii erau negri ca ai mamei, dar fără acea privire tristă și timidă. Era ochii îndrăsneți și în inocența lor citai că niciodată nu se îndoiseră sau se temuseră. Cedric, fără să știe că este observat, se comporta normal. Strânse în mod cordial mâna domnului Havisham când îi fu prezentat și răspunse la întrebările lui cu aceeași prontitudine și dezvoltură cu care îi răspundea domnului Hobbes. Nu era nici timid nici impertinent și, în timp ce domnul Havisham vorbea cu mama lui, observă că el asculta conversația cu mult interes ca și cum ar fi fost un adult. Are aerul unui băiat foarte matur, zise domnul Havisham către doamna Errol. În multe privințe e adevărat răspunse ea. A învățat totdeauna foarte repede și a trăit mult printre maturi. Are și obișnuința de a folosi fraze lungi sau expresii pe care le-a citit în cărți sau pe care le-a auzit de la alții, dar se entuziasmează și pentru jocurile cu copiii. Când domnul Havișan îl întâlnea a doua oară, avea ocazia să constate că totul era adevărat, în timp ce da colțul, într i-a atras atenția un grup de băieți aflați în prada unei mari agitații. Doi se pregăteau să se întreacă la fugă, iar unul dintre ei era micul lor, Cedric, care mai mult decât ceilalți striga și urla în gura mare. Sta lângă umărul altui băiat, cu picioarele fremătând, așezate unul în fața celuilalt. Viitorul corte de Dorincourt, Cedric, atinse primul felinarul cu două secunde înaintea lui Billy Williams învingătorul și învinsul mergeau unul către altul, urmați de ceata zgomotoasă a prietenilor. Cedric îi spunea ceva lui Billy Williams. Vezi, îi zicea el cu intenția de a-i face mai puțin plăcută înfrângerea. Cred că am învins pentru că picioarele mele sunt mai lungi decât ale tale. Cred că asta este explicația. Eu sunt născut cu trei zile mai înaintea ta și acesta este în avantajul meu. Sunt mai bătrân cu trei zile. Și situația fiind prezentată în acest fel, părea să-l încurajeze pe Billy Williams încât acesta a început să-și dea aere de parcă el era învingătorul. Sedric reușea întotdeauna, într-un fel sau altul, să redea oamenilor seninătate. Textul este din micul lor. Acum să vedem noi care sunt cerințele, cerințele subiectului. Menționați conform teoriei lui Carl Gustav Jung tipul temperamental al lui Cedric, și ne cere la A la fel să precizăm din text două idei afirmații pe care să le justificăm. Acest subpunct A este valorizat la 6 puncte. B. Considerați că Cedric este un copil fricos. Precizați prin apel la text un motiv prin care să susțineți răspunsul dat. 4 puncte. Textul precizează cu privire la Cedric faptul că acesta are aerul unui băiat foarte matur. Menționați pe baza textului dat două motive care susțin această afirmație. D. Este subiectul cel mai mare din subiectul al treilea, din cele 30 de puncte acesta are 10 puncte, prezentați în aproximativ o jumătate de pagină caracterul lui Cedric, conform teoriei lui Gordon Allport, evidențiind o trăsătură cardinală și două trăsături principale ale caracterului acestuia. Formulați un argument prin care să respingeți afirmația, potrivit căreia trăsăturile de caracter nu pot fi modificate în timp. Trecem la rezolvare. Cerința A. Cerința A, după cum am văzut, a fost punctată cu șase puncte. Spune: Menționați, conform teoriei lui Carl Jung, tipul temperamental al lui Cedric. Cum răspunde? Se menționează că tipul temperamental al lui Cedric este extravertit. Și menționăm acest răspuns luând în considerare criteriul psihologic de clasificare a temperamentelor propus de Jung, care vizează orientarea subiectului către lume sau către propria persoană, iar Sedgwick este orientat spre exterior, este sociabil, caută emoții puternice, își asumă riscuri, îi place să fie în mișcare, să acționeze și este un optimist. În barem sub întrebarea 1A, vedem că este cotată la două puncte. Deci, doar pentru menționare obținem aceste două puncte. Sub întrebarea 2 de la A, ar trebui să precizăm din text două idei da? sau două afirmații prin care să justificăm răspunsul dat. Se menționează clar două dintre afirmațiile enumerate, prin care se evocă deschiderea către lume, asumarea riscurilor, sociabilitatea, vitalitatea și optimismul lui Cedric. Și acestea ar fi. Avea o siluetă fină și puternică, mlădioasă și plină de grație și o atitudine foarte hotărâtă. Doi se pregăteau să se întreacă la fugă, iar unul dintre ei era micul lord, Cedric, care mai mult decât ceilalți striga și urla în gura mare. Cedric reușea întotdeauna, într-un fel sau altul, să redea oamenilor să Deci este un optimist. Cerința B. Considerați că Cedric era un copil fricos, Răspundem simplu, nu. Din textul suport reiese că Cedric nu era un copil fricos. Această subîntrebare alorează un punct. E suficient să răspundem pe scurt, nu merge mai departe, pentru că oricum apoi dăm motivele pe care ei ni le solicită, precizați prin apel la text, un motiv prin care să susținem răspunsul dat. Bun, am ales două. Cedric nu era un copil fricos manifestă constant în comportamentul său o atitudine curajoasă și afișează o postură încrezătoare. El ține capul sus, pășește cu un aer cu adevărat demn, are ochii îndrăzneți și în inocența lor citai că niciodată nu se îndoiseră sau se temuseră. Se comporta normal, strâns în mod cordial mâna domnului Havișan când îi fu prezentat și răspunse la întrebările lui cu aceeași promptitudine și dezvoltură cu care îi răspundea domnului Hobbes. Nu era nici timid, nici impertinent cerința C. Textul precizează cu privire la Cedric faptul că acesta aerul unui băiat foarte matur. Cerința ar fi că menționați în baza textului două motive prin care să susținem această afirmație. În barem, fiecare motiv este punctat separat cu câte trei puncte. În total, cerința C are șase puncte. Două motive care susțin Uh, precizarea că care are aerul unui băiat foarte matur sunt regăsite în text, în descrierea referitoare la atitudinea lui Cedric în relaționarea cu adulții, și anume, în timp ce domnul Havishan vorbea cu mama lui, observa că el asculta conversația cu mult interes, ca și cum ar fi fost un adult, și uh, apoi mai găsim răspuns în motivațiile invocate de doamna Erol a învățat întotdeauna foarte repede, a trăit mult printre maturi, are și obișnuința de a folosi fraze lungi sau expresii pe care le-a citit în cărți sau pe care le-a auzit la alții. Cerința D prezentați în aproximativ o jumătate de pagină caracterului lui Cedric, conform teoriei lui Olport, evidențind o trăsătură cardinală, două trăsături principale ale caracterului acestuia. În barem, cerința D este defalcată ca și punctaj, Evidențierea unei trăsături cardinale este punctată cu două puncte, apoi se acordă câte două puncte pentru evidențierea oricăror două trăsături principale. Mai avem două puncte pentru coerența prezentării, încadrarea în limita de spațiu precizată, încă două puncte. Jumătate de pagină înseamnă undeva 15-20 de rânduri dacă scriem mai mare. Drept urmare, încercăm să răspundem exact la cerință, fără să intervenind cu elemente generale pe cât posibil, și anume, pe baza textului, putem spune că una dintre răsăturile cardinale ale caracterului Cedric este, sigur, încrederea în sine manifestată prin demnitate, atitudine matură, stăpânire de sine în relaționarea cu adulții și prin atitudinea de a-și exprima bunătatea, empatia, altruismul în contextul jocului cu alți copii. Încrederea în sine ca trăsătură însoțește în permanență personalitatea descrisă de la atitudinea foarte hotărâtă pe care o afișează constant în comportament, la maturitatea exprimată în preajma adulților și apoi în relațiile apropiate cu prietenii săi. Cedric avea încredere în sine în abilitățile și judecata sa, dar această încredere este una morală. El nu este nici timid și nici impertinent. Nu este doar încrezător, ci și demn, autonom, liber în gândire și comportament. Încrederea în sine, ca trăsătură cardinală, se împlinește în combinație cu trăsăturile principale ale caracterului micului Cedric. Astfel, două dintre trăsăturile pe care noi le putem alege sunt curajul și generozitatea. Sigur că putem alege și altele, însă acestea se remarcă destul de ușor. Cedric manifestă constant în comportamentul său o atitudine curajoasă și afișează o postură încrezătoare. Am văzut în textina capul sus și pășa cu aer cu adevărat demn, nu avea privirea tristă și timidă a mamei sale, ci avea ochi îndrăsneți și, în inocența lor, citeai că niciodată nu se îndoisere sau se temuseră. Cedric era dornic de competiție, se entuziasmează și pentru jocurile cu copiii, dar manifestă cu maturitate generozitate față de învins. Cred că am învins pentru că picioarele mele sunt mai lungi decât ale tale, îi zicea el prietenului său, cu intenția de a-i face. Pe acesta să se simtă mai bine, să suporte mai uh, ușor înfrângerea. În concluzie, personalitatea lui Sedic este complexă. Caracterul lui împletește încrederea în sine, curajul și generozitatea în atitudini demne și mature. Cam asta spunem la subiectul D. Este un profil scurt de uh, personalitate în care noi trebuie să punem aceste trăsături de tip cardinal și principal. Trecem la subiectul la cerința E a, a subiectului, formulați un argument prin care să respingeți afirmația potrivit cărea, trăsăturile de caracter nu pot fi modificate în timp. În barem, cerința a este punctată cu patru puncte. Pentru uh, argumentul acesta, dat în întregime, aici este, vedeți subiectul în sine, nu are punctajul defalcat, ceea ce înseamnă că argumentul trebuie să fie unul puternic, astfel încât să fie punctat. Caracterul este profilul psihomoral al personalității și se dobândește prin modelare socioculturală. Deci aici, de aici ne pornim răspunsul. Puterea caracterului unui individ este dată de forța convingerilor sale, de tăria cu care le apără și este influențată de factori externi, regăsiți în mediul de viață. Așadar, afirmația este incorrectă, căci caracterul nu este imuabil, nu este neschimbător, el se poate modifica în timp sub influența unor factori de mediu sociocultural. Acești factori sunt familie, prieteni, societate, întâmplări personale care uh, pot să marcheze sau nu profund. Acesta a fost uh, subiectul al treilea al variantei de bacalaureat la psihologie. Acum, în concluzie, noi observăm așa că subiectul al treilea impune cunoașterea componentelor personalității în mod deosebit temperamentul și caracterul. Uh, din uh, acest uh, motiv, propun să aprofundăm aspecte generale, sigur, și de importanță pentru subiect despre temperament și despre caracter. De exemplu, în ceea ce privește temperamentul, aprofundăm care sunt particularitățile acestuia. Ne ajută foarte mult să stabilim tipul de temperament urmărind care sunt reacțiile celor care sunt prezentați în textele noastre. Da? Și trebuie să știm despre temperament că este latura expresivă a personalității, că în sfârșit, configurația somatică, corpul, expresia feței, mișcările exprimă temperamentul. De asemenea, este considerată latura dinamico-energetică a personalității. Energia, activismul, vitalitatea, forța, viteza mișcărilor, mobilitatea lor, indică de asemenea temperamentul. El este născut, particularitățile sale țin de structura somatică, de sistemul nervos, de reactivitate, de resursele energetice moștenite, evoluează în raport cu întregul organism și sistemul nervos, trăsăturile se maturizează, rămân relativ constante până spre bătrânețe, când unele se aplatizează din cauza pierderii vivacității, iar altele se accentuează. Nu există temperamente bune sau rele. Adică temperamentele nu sunt evaluate valoric, însă ele pot oferi dinamism trăsăturilor morale ale caracterului. Și, de asemenea, știm că nu există temperamente pure. Temperamentul este un amestec cu o combinație de trăsături. De asemenea, propun spre aprofundare, sigur, tipologia temperamentelor propusă de Jung. Noi știm că există o tipologie pe criteriu psihologic, pe criterii psihologice. Această tipologie este realizată de către Jung și de Aiseng. Jung are ca și criteriu, după cum am mai spus și când am rezolvat subiectul, orientarea subiectului către lume sau către propria persoană, și astfel are două tipuri majore. Extravertul, așa cum era și Cedric, el este orientat spre exterior, este sociabil, caută emoții puternice, este impulsiv, îi place schimbarea, este un optimist, îi plac distracțiile, îi place să acționeze și este superficial în sentimentele sale. Din potrivă, opusul introvertul este liniștit, este introspectiv, este izolat, rezervat, distant, prudent, preferă o viață organizată, este destul de exigent, își controlează ă, și își cenzurează puternic sentimentele, rare ori el este un agresiv, este ă, pesimist și foarte stabil în sentimentele sale. Tipologia temperamentelor realizată de Heiseng n-a făcut altceva decât să adauge o dimensiune de stabilitate, instabilitate numită nevrozism la care prezintă la un pol stabilitate emoțională, adică calm, echilibru, bună, rezistență la stres, la celălalt pol, labilitate emoțională, sensibilitate, rezistență mică la emoții și la stres. Din această combinație, el obțin următoarele tipuri pe care le-a asociat cu temperamentele clasice. Și anume, avem cei doi extravertiți, cel stabil este sangvinicul pe temperamentul clasic, extravertit instabil este colericul, introvertitul stabil este flegmaticul și introvertitul instabil, melancolicul. E bine să ne aducem aminte ce presupune fiecare temperament pentru a recunoaște ușor ce înseamnă extravert și introvert atunci când analizăm un text. Colericul și sanguinicul sunt doi extraverți, am și scris asta. Predominant extravert este colericul, el este instabil, este excitabil, este reactiv, impulsiv și foarte activ. Consumă o mare cantitate de energie nervoasă, dar acest consum nervos îl conduce la epuizare, nu suportă activitățile monotone, el tinde oricând să ia inițiativă, este orientat către schimbare, este dornic să conducă și să se impună. Este uh, cel care ușor de remarcat, îl remarcăm ușor pentru că este mereu foarte agitat. Sangvinicul este tot un predominant extravert, însă el este stabil, este dinamic, este sociabil, este prietenos, este destul de... Na, lene și în atitudini, ca să zic așa, dependent de grup Are nevoie de recunoașterea grupului Leagă ușor prietenii, însă tinde să fie superficial și inconstant în sentimente Flegmaticul este un predominant introvert, constant, calm, echilibrat Leagă mai greu prietenii, dar este constant în sentiment, Este răbdător, perseverent, meticulos Rar -o izbucnește, dar când o face are manifestări explozive Este uh, cel care uh, tace și rabdă până la un punct Melancolicul este predominant introvert, stabil, înclinat spre autoanaliză, excesivă chiar, neîncrezător în sine și în ceilalți, este temător, nesigur, nesociabil, înclinat spre visare, rezervat și pesimist. Tot atunci când recunoaștem temperamentul, este bine să știm, nu ne-a indicat niște criterii la care să luăm aminte atunci când stabilim tipul temperamental. Aceste criterii se referă la viteza de reacție și capacitatea de a reacționa simultan la mai mult stimul, rezistența la încercări majore ale vieții, accidente, lovituri morale, pericole, rezistența la oboseală, ușurința recuperării după efort, răbdare, autocontrol, tempoul sau ritmul mișcărilor și al vorbirii, viteza de adaptare la împrejurări noi și de comutare de la o activitate la alta. În ceea ce uh, privește temperamentul, cam astea sunt elementele cele mai importante. Ne întoarcem acum către caracter. Dacă ne gândim bine, știm că el reprezintă profilul psihomoral al personalității. Deci, caracterul este încărcat valoric, da? spre deosebire de temperament, care este neutral și nu implică aceste orientări valorice. Caracterul este dobândit prin modelare socioculturală, spre deosebire de temperament, care este născut, ne naște moștenim temperamentele noastre. Caracterul este alcătuit din trăsături care se desfășoară pe un continuum, de la pozitiv la negativ, astfel că toți oamenii au caracter în psihologie, numai că poate fi orientat valoric într-o manieră diferită, pozitivă sau negativă. Puterea caracterului este dată de forța convingerilor, de tăria cu care le apărăm și susținem, de constanță, de persistență în timp și în împrejurări variate și nu neapărat de încărcătura lor valorică. Caracterul este schimbător, ceea ce am avut și noi de demonstrat. El se poate modifica în timp sub influența unor factori de mediu uh, socioculturali. De asemenea, este important la caracter să știm că, în ceea, ce înseamnă, în ceea ce înseamnă geneza sa, el debutează în copilărie imediat după naștere, prin procesul învățării sociale. Avem în formarea caracterului trei mecanisme și anume, mecanismul condiționării este cel care se aplică în primii ani ai copilăriei. În primul rând, familia, părinții vor încuraja comportamentele dorite și le vor sancționa pe cele nedorite. Acest mecanism al condiționării are ca efect fixarea unor comportamente mai simple. Apoi vine mecanismul autorității, el este uh, sursa principală de formare a caracterului. Autoritatea adultului însă se impune oarecum de la sine, iar când copilul crește, autoritatea aceasta ar trebui exercitată cu măsură, pentru că uh, crește și nevoia de autonomie a copilului și oricum trebuie să lăsăm această autonomie să apară și să se dezvolte. Aceasta trebuie să devină coparticipare, antrenarea adolescentului în viața de familie, nu neapărat să impunem, ci să consultăm. Iar al treilea mecanism este cel al limitării și al modelului. Copilul va imita și va adopta modele de conduită din mediul lui familial, de la bunici, de la părinți, de la artiști, de la profesori, de la cine și, pe cine și alege el drept model. Modele ce se pot prelungi uneori ca efect pe toată viața sau se pot opri la un moment dat. De asemenea, sigur am văzut că subiectul al treilea se centrează uh, mult pe uh, modelul sistemic al lui Olport. Îl, îl aprofundăm și pe acesta. Modelul caracterial propus de Olport arată modul în care se dezvoltă și se maturizează trăsăturile de caracter. În timp, atitudinile se ierarhizează, astfel încât caracterul capăt o dimensiune sistemică și o specificitate individuală. Cunoașterea unei persoane presupune cunoașterea trăsăturilor cardinali. Modelul în sine. Am văzut și când am discutat subiectul, practic la bază are mii de trăsături secundare, situate și manifestate în mod circumstanțial sau conjunctural. Are 10-15 trăsături principale, care practic se extrag din cele secundare și sunt formate în cursul maturizării intelectuale, afective, sociale, în condițiile confruntării cu viața. Cu ceea ce, în sfârșit, trăiește fiecare om, din acesta se selectează două, trei trăsături cardinale, formate prin confruntarea, în continuare, cu situații mai complicate de viață și care sunt definitorii pentru o persoană. Deci, de aia spunem că, pentru a cunoaște o persoană, de fapt, trebuie să-i cunoaștem trăsăturile cardinale. Ce face caracterul? Caracterul pune omul în relație cu lumea. Da, Trăsăturile caracteriale sunt atitudini, valori. Conținutul valoric se subiectivizează, în schimb, în funcție de experiențele și exigențele fiecărui individ și astfel, fiecare om își face un sistem propriu de valori sub influența factorilor social, de mediu, familial sau chiar instituțional. Însă, de asemenea, fiecare om este caracterizat specific de anumite atitudini în valori în raport cu obiectul acestea. Sigur, sunt nenumărate atitudini pentru că există nenumărate situații la care ne raportăm, însă, sunt prezentate trei ca și categorie atitudini față de societate, față de ceilalți semeni. Cu aceasta vă urez succes și vă spun la revedere și toate cele bune!